Ne vedem într-o zi și într-o seară călduroasă, ca să zic așa, cu Albinel Firescu, șeful secției de etnografie a Muzeului Județean Gorj, Curtișoara, și a Muzeului de Artă, nu? Da. Bună seara, bine ai venit. Bună seara, bine v-am găsit. Suntem buni și vechi colaboratori, motiv pentru care o să spun tu, poți să-mi spui și mie tu, că nu e nicio problemă, nu ne vede nimeni. E foarte cald, dragi telespectatori, în Gorjul nostru. Și de ce l-am invitat astăzi pe Albinel Firescu la noi în emisiune? Pentru că, în primul rând, vrem să anunțăm nașterea unei reviste, Albinușa, în primul și în primul rând. Și în al doilea rând, pentru că la Muzeul Tudor Arghezi de la Târgu Cărbunești s-a produs o activitate culturală, literară, ceea ce mai rar se întâmplă prin Gorjul nostru, ocazie cu care s-a lansat și această frumoasă revistă a micului stupar, Albinușa. Tu te numești Albinel și ești și tu stupar. Și Arghezii? Și Arghezii, ca și alți autori, au fost plăcut impresionați de această civilizație, civilizația albinelor. Le-au admirat, le-au crescut, au gustat din roadele și din beneficiile acestei îndeleniciri și s-au lăsat și inspirați, au și scris. Arghezi are acel minunat volum de poezie pentru copii, Prisaca, de unde recunoaștem Iscoada sau Tâlharul pedepsit de atâtea ori, drept pentru care noi ne-am gândit că ar fi plăcut și propice dacă sunt festivaluri care se adresează îndeopște celor cu foarte multă experiență, celor pasionați de cultură și de poezie, să ne îndreptăm cumva atenția și către cei mici. De ce? Pentru că, având ca model stupul, și noi ne putem referi sau putem face o paralelă la societatea noastră. Au făcut-o alți autori precum Sadoveanu, Rebreanu, Agârbiceanu, de ce nu o facem și noi? Și este a doua ediție. Da. De la Albine. Este a doua ediție a acestui festival Tudor Arghezi, festival poate un pic pretențios numit festival, manifestare la început, poate cu timpul va deveni un adevărat festival de miere și poeme, cum am intitulat eu acolo manifestarea noastră. Prima ediție s-a desfășurat anul trecut la Mănăstirea Cămărășească cu binecuvântarea Înalt Preasfinției sale Mitropolitul Olteniei. Și atunci nu am avut ca broșuri de popularizare a manifestării noastre decât vreo două tipuri de pliante. Acum am găsit de cuvință împreună cu domnul profesor Zenovie Cârlugea, care m-a sprijinit în acest demers, la fel ca și alți pasionați, precum domnul Dumitru Dănău, domnul Saioc și mulți alții. Nume importante, da, ale literaturii contemporane. Ale literaturii contemporane. Și am găsit de cuvință să strângem câteva materiale prin care să edităm o broșură a micului stupar. Dar nu este doar pentru cei mici, este și pentru cei mici, este și pentru cei mari. Drept pentru care am invitat din partea Muzeului Județean Gorj, au fost invitați de la Muzeul Literaturii Române. Domnul director Cristescu nu a putut veni fiind reținut la Academie timp de vreo 3 zile și am avut plăcerea de a-l primi aici, în schimb, pe maestru Ioan Groșan, cunoscut din editorialele de la Ziua, redactor al Academiei Cațavencu și publicist, dramaturg până la urmă, o prezență foarte importantă, membru al Uniunii Scriitorilor din România și ale cărui impresii la final curgeau foarte favorabil sau parțial favorabil, ca să vă surprind, dânsul spunea că avem oameni extraordinar de talentați, poeți mari și scriitori mari la Gorj, dar din păcate insuficient cunoscuți.
Da, pentru că literatura a devenit o specie rară, ca să zic așa, în cotidianul vieții noastre, din păcate. Foarte mulți citesc ce mai citesc și dacă mai citesc pe internet. Da, hârtia a devenit ceva scump și rar pentru a se publica pe ea. Nu pentru că nu s-ar putea, la ora actuală editurile, dacă plătești, nu te întreabă ce publici, din păcate. Da, cred că ești de acord cu mine. Așa este, așa este. Dar nu mai citește lumea cărți. Este și asta... Nici reviste și nici ziare print. Toată lumea vrea pe net. Nu știu dacă o pot numi o boală albinelor sau a oamenilor, în sensul că asimilezi omul în activitate cu o albină, cu în desfășurare. El trebuie să culeagă și, la fel cum spunea într-o veche vorbă bătrânească, când te duci undeva sus, toată viața ai strâns într-o traistă câte ceva de câte ori ai făcut un lucru bun și atunci o să fii întrebat ce ai adunat tu. Asta seamănă cumva cu viața albinelor. Ce am adunat noi trebuie să adunăm, cred, de prin cărți. Poate suntem o altă generație, poate lucrurile ne scapă la un moment dat de sub control în ceea ce privește tehnologia și pregătirea noastră pentru a stăpâni fenomenul tehnologic din zilele noastre. Pentru că ultimele două decenii reprezintă într-adevăr un fenomen din punct de vedere al evoluției tehnologice. Aceasta se repercutează asupra vieții satului în general, eu am repetat-o de câteva ori, pericolul, știu eu, pur și simplu al desființării satului tradițional cu totul, așa cum îl știam noi acum 30 sau 40 de ani, există, este real, satul, chiar dacă nu este desființat cu totul, este destructurat, se transformă rapid și nu există timp, pur și simplu fizic, pentru, măcar pentru a consemna transformările. Necum să mai amintim că trebuie să-l mai conservi, greu. Da, păi nu-l poți conserva pentru că devii anacronic la un moment dat. Lupți împotriva unui curent pe care este la fel ca și în ceea ce se întâmplă cu IA, fenomenul IA. IA poate să existe, poate să reziste, dar nu mai transformată. Ea rămâne ca o parte a costumului tradițional, rămâne sprijinită de un Matis cu bluza românească și recunoscută internațional, rămâne sprijinită de marile case de modă, dar stilizată, purificată foarte mult. În general se pierd multe motive, sau nu neapărat în general, cu totul se pierd multe motive tradiționale, ale căror sens, da, al căror rost s-a pierdut, adică nu se mai știe de ce sau cu ce rost, sau cine anume, da. Cules acel motiv. Și nu neapărat pe undeva că nu se știe, poate că se știe, dar din motive ce țin de rolul comerțului, da? Este necesar să fie un flux tehnologic și atunci astea evident că se pierd. Este o muncă mult mai migăloasă și este periată. Așa se întâmplă și în privința cărții noastre, de aici am pornit discuția. Este și ea în același pericol, este în pericolul de a se pierde. Probabil ghiozdanul de cărți pe care îl duceam noi cândva la școală, acele kilograme substanțiale, se vor abandona sau vor fi abandonate în folosul unui ecran minuscul de unde îți vei putea culege toate informația. E posibil ca acesta să fie viitorul. Dar din păcate, care ne strică vederea. Din păcate, plus radiațiile pe care le emană.
Ei bine, asta nu prea înțelege omul. Eu în acel cuvânt înainte am spus că manifestarea noastră este o pledoarie în primul rând pentru relația om-natură. Acum, dacă vorbim, spre exemplu, de alți poeți precum Alexandrie, este recunoscut ca bardul de la Mircești. Se revendică în Luna Serilor de la Mircești. Sunt mulți alți autori care se revendică în mediul natural. Acolo își găsesc seva, își găsesc originea. Se regăsesc pe sine. Există o potențare a energiilor, da, în mediul natural, care favorizează acea sensibilitate propice scrisului. O sensibilitate, de fapt, pe care o cunoști în legătura asta, în comuniunea asta om-natură. Ei bine, cu cât ne îndepărtăm de natură și tehnologia te ajută să faci un lucru care este totuși împotriva naturii, și anume să încerci ca om să stăpânești mediul, să stăpânești natura, ceea ce este puțin probabil până la urmă. Și poate că efectele se văd împrejurul nostru și de multe ori suntem uimiți de ce un val de căldură sau de ce atâtea inundații, da. Ei bine, uitați că lucrurile astea, să știți, se repercutează și asupra vieții albinelor, să știți că ei și ele au de suferit într-un fel sau altul, spun și ca apicultor, ca și crescător de albine. S-a văzut anii trecuți, se vede cum de vreo ceva timp încoace, mai bine de 10 ani, apicultorii întâmpină mult mai multe serioase probleme serioase în creșterea albinelor și întreținerea familiilor, nu mai sunt atât de productive, nu reușesc să supraviețuiască fără intervenția constantă a omului. Și atunci ne întrebăm ce se întâmplă și dacă nu cumva la noi este o problemă care necesită mai multă meditație. Vreau să te întreb puțin și să spun de spectatorilor, dacă aveți întrebări, sugestii, reclamații pentru doctorul în muzeu, istorie. Albinel Firescu, pentru crescătorul de albine, Albinel Firescu, pentru inițiatorul unei acțiuni literare, Albinel Firescu, vă rog să trimiteți SMS la 0766-314582. Să continuăm și aș vrea, pentru că arată atât de frumos cartea asta, se cheamă Albinușa și este revista micului Stupar, această revistă, aș vrea să spun un lucru pe care mi-l spuneai la un moment dat, că dacă albina n-ar exista, n-ar exista viață. Da, evident. N-am spus-o Einstein, da, sigur. Ai spus-o Einstein, tu mi-ai spus-o mie, că mie Einstein nu mi-a spus-o. Da. Așa, de la tine am aflat. Și am meditat atunci și aș vrea să spunem telespectatorilor, pentru că e foarte, foarte important. Pentru că acest proces de polenizare este mult, mult subestimat. Este de fapt mult mai important decât ne imaginăm sau decât crede cineva. Fără polenizare nu există plante, fără plante nu există viață. Iar albina este cea mai productivă în acest sens, realizează cel mai bine procesul de polenizare. De aceea activitățile legate de apicultură, o anumită perioadă, de fapt până anul trecut, nu s-au impozitat, ținând cont de faptul că serviciile aduse naturii și oamenilor și societății prin polenizare sunt cu mult mai mari decât veniturile înregistrate de apicultori prin toate activitățile sale, miere, propolis, polen și orice ar mai face el ceară. Polinizarea este cu mult mai importantă din punct de vedere. Da, spre exemplu, s-au făcut experimente unde constatau că la anumite livezi producția scade cu 70% până la 80% în lipsa polinizării albinelor. Acum procentele sunt fluctuante în funcție de autorii care și dau astea sau redau respectivele experimente. Dar lăsând la și o parte... Și de anul trecut se consideră că nu mai e așa, nu? Sau ei, mă rog, economia asta la care încercăm noi să ne adaptăm a găsit o soluție de impozitare și pentru lumea apicolă. Și e scump? Dureros? Dacă prinzi un an prost... Cum a fost anul trecut, când a trebuit să investești ca să le reușești să le menții în viață și nu numai că nu ai recoltat nimic, evident că ți se pare mult. Adică da. Dacă tot ești pe pierdere, să mai dai și una, da.
Da, nici măcar nu se putea considera un an cu calamitate? Și da, a fost ceva, s-a dat un mic sprijin, mă rog. Mai mic decât impozitul care trebuia plătit sau cam cât impozitul? Cam cât, mai mic un pic, mai mic un pic. Mai puneți ceva din buzunar, plătiți și impozitul. Da. Dar mă rog, asta pică în grija Ministerului Agriculturii, cum de fapt ar fi trebuit să pice întreaga grija a lumii satului de altă dată, pentru că dacă stăm să analizăm acele expoziții internaționale despre care tot vorbeam noi cândva la Paris, 35, 36, New York, Berlin, 38, 39, invers, mă rog, vedem că toate astea erau organizate de Ministerul Muncii, condus la vremea respectivă de Mihail Ralea, adică oameni de cultură, ministere serioase. Ministerul Agriculturii și Domeniilor la rândul lui a fost condus de Gheorghe Ionescu și Șești, academician. Niște nume, niște sunt oameni, niște lucruri. Niște... În criza din iarna anului 1940, mi-amintesc din arhive, Ministrul Agriculturii dona alături de Ministrul Tătărăscu două vagoane de porumb pentru familiile sărace din Gorj, dona din buzunarul propriu, da? Iar Tătărăscu 4. E bine, lucrurile astea spun ceva despre simțul de apartenență la comunitate. Albina este un model, mă fac așa o trecere, încerc către lumea lor, unde sacrificiul suprem este un model de apartenență la comunitate. Ea se sacrifică pentru binele comunității și face lucrul ăsta constant. Fie o face Albina prin înțepătura ei, așa, încercând să-și apere familia, fie se sacrifică încercând să adune, să culeagă, este tot un mod de sacrificiu, și inclusiv matca atunci când este necesar se sacrifică, pentru că lăsând acea schimbare liniștită de matcă, una nouă, tânără în urma ei, acceptă să-și piardă dominația asupra stupului sau conducerea stupului, în așa fel încât colonia să supraviețuiască. Sunt niște lucruri absolut uimitoare. Să învățăm și cei din politică treaba asta, să ne dăm la o parte atunci când considerăm că societatea are nevoie de altcineva acolo în frunte, nu? Da, acolo discutăm despre regine, la politică discutăm despre președinți, este nicio cu totul problemă, altceva. Nicio problemă, dar eu nu știu ce se întâmplă, cum adică se sacrifică matca. Acum aud pentru prima dată. Nu neapărat se sacrifică în sensul că... renunță la conducere, cum da, ar veni. Pur și simplu apare în ultimă instanță atunci când nu mai poate suplini cu un ouat consistent colonia de albine, depune un ou din care crește o matcă, o nouă matcă, o tânără matcă, aceea iese, se împerechează și depune o cea vârstnică rămânând în stup paralel cu cea tânără. Este un paradox, da. O perioadă până este eliminată treptat, da. Asta uite se cum întâmplă. Învățăm de la albine, da. Da, da, da. Ei, sunt foarte multe lucruri care se pot spune despre albine. Acum, pentru că este o carte cu copii, despre copii și pentru copii. Și copii pentru și oameni albine, mari, și, da, și pentru oameni, eu. Da. Am zis că și în această privință există o foarte mare asemănare. Dacă analizăm bolile familiilor de albine, să știți că toate aceste boli afectează în primul rând puietul, puii de albină, larvele de albină. Încercați, pe măsură ce vorbesc eu, să vă transpuneți sau să imaginați asta cumva în lumea noastră. Imaginați-vă că la o anume boală de acolo din lumea albinelor, larvele de albină nici măcar nu mai ies din celulă, nu mai apucă să se mai nască. Mor acolo. Cele care se nasc sau ies, se eclozează, cum este limbajul de specialitate, sunt debile, sunt anemice. Nu este o singură boală, mai apare și alta pe lângă ea, pentru că asociat cu una, da, este slăbit. Și fiind anemice, toată viața, chiar dacă le dai un tratament, nu mai pot să fie bune de cules. Adică nu o să mai facă nimic, o să fie un fel de asistate social așa. Și cine le asistă într-un stup? Păi le mai asistă apicultorul dacă ajung în situația respectivă, pentru că în atare situație colonia se pierde.
matca devine disperată la un moment dat, să știți. Cu cât o boală este mai agresivă, cu atât matca încearcă să o ouă mai mult, ca prin noile larve, prin noi copii, să suplinească pe cei care pierd. Neștiind săraca cum că inclusiv ouăle albinelor ei sunt infestate cu acea bacterie, cu acel bacil, și se vor naște tot bolnave. Este un mod de transmitere a bolii din generație în generație. Și care se poate vindeca foarte greu, foarte greu la o familie de albine. Și la noi sunt anumite modele de transmitere ale unor boli sociale, morale, din generație în generație. S-au făcut studii și au constatat că dacă iei o matcă în curs de creștere, în stadiu de larvă, dintr-un stup și o pui într-un alt stup, încercând să-i dai acelui stup o nouă regină, da? În urma hranei pe care o primește de la celelalte albine, ea va primi caracteristica stupului care a adoptat-o. Da? Este uimitor. Adică? Care caracteristică? Adică ce anume? Care e diferența între doi stupi, dacă e să o luăm este așa? Ca și un copil înfiat. Seamănă mai mult cu copiii adoptivi, cu părinții adoptivi. Părinții adoptivi. Da. Atât de aproape suntem de natură, atât de aproape suntem de lumea viețuitoarelor și natură, și atât de ignoranți suntem. Și atât de rău ne purtăm comparativ cu animalele, pentru că... O, da! Da! O, da. De câte ori vă uitați nu la televizor de și albine, vedeți, de multe și alte vedeți animale. Copii aruncați la gunoi sau pe lucru pe care nu l-ar face niciun animal din lumea asta. Sau oameni care se omoară. Și așa mai departe. Deci avem de învățat. Avem de învățat. De exemplu, domnul Dumitru Dănău ne învață, ne spune o epigramă și ne învață să nu ne lăcomim la miere. Zice așa: dacă ajungi la putere, nu zvârâ deștiul în miere. Este o epigramă. Da. Că te lăcomești la stup și zici să ajungi la zdup. Ceea ce se întâmplă, dragii mei, foarte des în lumea noastră a oamenilor. Da, frumos. Spiridon Popescu, iată, scrie în cărticica asta. Foarte frumos. Da, scriitorul Spiridon Popescu și Florian Saioc. Membrii ai Uniunii Scriitorilor. Membrii ai Uniunii Scriitorilor. Deci avem ce învăța din această carte, avem pilde, avem versuri frumoase, avem paralela între om și... Albina sau între societatea umană și stupul. Sigur. Pe lângă asta, discutăm cumva și despre un meșteșug, despre o ocupație tradițională. Avem rădăcini din cele mai vechi timpuri. Mai acum vreo ceva ani scriam un articol despre istoria stupăritului din Oltenia, unde... printre alte argumente, aminteam și numele localităților, de la Mierea, Mierea Birniș, da, Brisaca, da. Stupinei, Bârca, de la obiceiul bărcuitului, da, pescui roiurile din... lua roiurile de prin pădure, de prin copaci, da. Uh-huh. Atunci când ele pleacă din stup, nu? Da, sigur. Se stabilesc undeva și cine sesizează le prinde de acolo. Unde pot oamenii să... găsească această interesantă publicație de apicultură? Ei, cu asta este o problemă, nu? Este o problemă. Noi am reușit să avem vreo 200 de exemplare care au fost distribuite copiilor de la școala generală, școala gimnazială George Uscătescu, de la... Copii care au și participat la manifestare. Care au și participat la manifestare, aproximativ 100 și de copii, și celor de la participanți la festivalul Filofteială Cătușu. La care ne-am întâlnit la alunul, dragi spectatori, o să vedeți în curând festivalul la ENSA TV, pentru că am fost și l-am filmat integral. Unde domnul Albinel era într-o frumoasă ie. Da, nu este, să știți, da. Nu este o pledoarie fiind, pentru ie, aceasta este normalitatea. Fiind membru în juriu, a venit în ie cum se ducea
Dincă Schilerul, că asta și comparam atunci, dragi telespectatori, cum se ducea Dincă Schilerul în costumul popular în Parlament, el a venit în juriu îmbrăcat în ie. Foarte frumos, felicitări! Mulțumesc! Nu este un lucru de excepție. Cred că este mult, frizează foarte mult normalitatea. Ar trebui să fim mult mai practici în ceea ce facem. Și îmbrăcăm chiar, pentru că ea evident, e un material natural, făcut sigur, din... Sigur, pe bază de pânză topită, pe inve, așa, ori cred că mai ales în zilele noastre călduroase, toride de acum, este cea mai practică și cea mai indicată soluție. Da, iar cineva de la noi a propus să ne facem tricouri, în loc de tricouri ENSA TV, să ne facem I-ENSA TV. Cu sături și cu sigla pe spate. Sigur, propunem, sunt, avem ateliere. Sau cu sigla cusută, de ce nu? Trecem la cusut, dragii mei, și facem echipamentul personalizat al televiziunii ENSA TV, că toți suntem noi cu tradițiile și folclorul la purtător. Așa este, așa, de ce nu? Așa trebuie să fie, sigur. Da, interesantă revistuța asta care arată extraordinar de bine și grafic și ca și conținut. Vom încerca, este a doua ediție a festivalului Dar Prilej, cu care este, și este primul număr al revistei. Anul 1, numărul 1. Încercăm anii următori să o dezvoltăm. O mai arătăm o dată la Sperăm public. Să avem secțiuni, să tindă către un mic almanah. Așa. Păi almanahele nu mai există de mult. Almanahurile, dragi telespectatori, le reinventăm aici. Da, le reinventăm aici. Vom avea secțiuni probabil de istorie, o istorie a stupăritului, cum apar probabil stupil pe columna Traiană sau mai știu în diverse ipostaze. O secțiune de albinărit, o secțiune de poezie și de poeme. Aș putea spune că încercăm să o dezvoltăm în așa sens încât să fie pe gustul tuturor. Bun, și acum aș vrea să mai discutăm și nu pot să nu remarc că aici scrie publicație de API mic și cultură mare, adică în special cultura și apicultura, dar în special cultura. Întocmai ați sesizat perfect sensul. Da. Da, propus, sensul propus de noi. Să promovăm în continuare cultura. Când am văzut și am auzit, am zis, nu se poate, trebuie să vină emisiune. Păi știi că am multă treabă. Lasă, frate, vine emisiune să lansăm revista și la noi. Nu contează că ați lansat-o deja. Din potrivă, ați lansat-o oficial, urmează lansarea la ENSA TV. Mai ales că revenim la emisiunea Rădăcinii. Da. O să revenim, chiar lunea o să fie emisiunea Rădăcinii. Iar noi împreună, noi în satul și Muzeul Județean Gorj, am săpat de multe ori după rădăcinile neamului românesc și gorjenesc împreună. Ori, da, cu siguranță. Și atunci... Îmi amintesc numai primele demersuri pentru consignația muzeului. Da. Da. Unde... acum este mereu în transformare, și face bine și muzeului, face bine și județului, face bine și celor care vin pe la noi și nu pleacă cu mâna goală. Și cumpără niște suveniruri și le arată mai departe și promovează în felul ăsta cultura și muzeul nostru. Este aberant să crezi că poți rămâne la stadiul de a vinde cărți poștale în secolul 21. Sau magneți. Doar magneți. Nu? Da. Adică dacă vin și o lingură de lemn și o strachină de pământ și un coș de nuiele, omul va fi mult mai încântat mergând într-un muzeu. Dacă mergi într-un muzeu, înseamnă că iubești trecutul, iubești semnele trecutului. Plecând de la muzeu, simți nevoia cumva de a te revendica acolo sau de a te aminti de acel loc pe unde ai trecut sau de a avea o amintire legată și pornind cu acel mic suvenir pe care l-ai luat de acolo, acea mică amintire, da? Pe care probabil este notată Gorj sau Târgu Jiu sau Curtișoara sau mai știu eu anul respectiv, o regăsești peste un timp în casă cu plăcere sau cu nostalgie și atunci evident este un mod de a-ți reîmprospăta memoria.
mai ales că la începutul acestei activități, făcut de altfel prin Asociația Pro Vertical, un proiect pe care noi l-am câștigat și datorită muzeului, pentru că ați fost partenerul nostru în acel proiect, atunci când au fost aceste amintiri, care să le zicem suveniruri în franceză pentru oamenii tradiționale, cu sute, țesute, încrustate în lemn și așa mai departe, iată meșteșuguri tradiționale reînviate și oameni care au luat niște diplome și au absolvit niște cursuri învățând să facă acele obiecte, deci a fost un proiect important. Trebuie spus că la început oamenii erau inclusiv angajații muzeului, erau reticenți, adică reticențe. Cum să vindem noi linguri de pământ, linguri de lemn, ulcioare de pământ, cum adică noi? Că noi n-am făcut așa ceva până acum. Da, pentru că, să știți, asta este o problemă nu doar a noastră, a muzeului sau a unei comunități mai restrânse, este o problemă generală a noastră, a românilor. Avem o așa de mare bogăție de autenticitate, încât o banalizăm. O banalizăm? Ce e aia? Cum să vând eu un... Nu, un realizăm, cu sut. Nu realizăm decât după ce nu mai avem lucrurile astea. Dacă le avem prin pod și prin curte aruncate, cum să ne gândim că le putem valorifica? Sau reconstitui, sau mă sigur, rog. Sigur. Și îmi amintesc când spuneau colegele tale de la muzeu, la început a fost așa, cum noi, cu gestiune, cu alea, să numărăm brelocurile din lemn încrustat, să nu știu ce. Și o să facem noi bani din asta. Și într-o bună zi de la telespectatori vine un străin la Hobița? Da. Și din tot stocul de suveniruri realizate de acei membri ai proiectului nostru, a plecat cu jumătate, adică a umplut portbagajul. Mai mult de jumătate. Mai mult de jumătate. Și mai atunci mult. S-a aprins beculețul. A fost un semnal. Zice, domne, deci oamenii chiar vor, că nu vor românii noștri neapărat sau oltenii noștri, pentru că tocmai sunt, li se par niște obiecte banale pentru că banale. Le întâlnesc. Au trăit cu ele, au crescut așa. Cu ele, fac parte din viața lor, le cunosc, le știu originile, le știu rostul, dar nu mai este decât un pas, adică decât o generație. Până le vom pierde, pentru că următoarea generație nu va mai ști ce înseamnă acel țest sau țest de pământ. Nu va mai ști cum se stătea lângă vatră decât din poveștile părinților sau bunicilor. Ori povestea are rolul ei, e plăcută, e instructivă, e educativă, cum vreți dumneavoastră, dar nu e același lucru cu a experimenta. Și apropo de experiment, o să amintesc, cred că tu știi povestea, dar o să îți amintesc ție și am să le spun telespectatorilor. Dragi telespectatori, dacă ați văzut acel videoclip al lui David Hodoiu făcut la Muzeul Curtișoara, în care cânta cocoșul în curte, găinile își mâncau boabele, s-a făcut mălai acolo în curte, mălai, mămăligă? Mămăligă, la cea un și tot treabă rost, am pierdut cocoșul. Ne-au sunat colegii de la muzeu, alo, veniți să luați cocoșul, lasă domnule că am încercat noi să-l prindem, dar n-am reușit, deci l-am lăsat, am renunțat, a sărit gardul, la revedere, zice, nu, că l-am prins noi, veniți să-l luați. dacă l-ați prins, veniți să-l luăm, că noi am încercat, dar era să ne muște albinele din spate, că sunt acolo niște stupi. Da. Bun, atunci am viat satul românesc de acolo, din curticica aia, din Muzeul Curtișoara, unde am filmat acel videoclip, a înviat. Adică nu mai era o simplă casă de lemn din secolul nu știu care. Era viață. Și vreau să spun că a avut un succes extraordinar acel videoclip, comparativ cu alte filmări pe care noi le facem frecvent în Muzeul Curtișoara. Eu mi-am dorit foarte mult... Am dat viața acelei case. Încă de acum 7-8 ani sau poate mai de mult. Mi-am dorit ca un muzeu al satului să nu fie un muzeu static, un muzeu ancorat pur și simplu ca o expunere liniară, ci un muzeu viu, un muzeu dinamic, un muzeu unde dacă mergi la moară sau la râșniță, să ai posibilitatea să macini, pur și simplu, să macini tu. Dacă vrei să vezi cum se mulge oaia sau
știu eu, la fel, să poți experimenta, să poți experimenta cum se face turta pe vatră sau lucrurile astea trebuie să fie la îndemână. Acum, sau cum se face mierea. Și mierea, cum se extrage, o mulțime de lucruri, da, sigur. Numai că întâmpini este un lanț al slăbiciunilor. Dacă vă amintiți, discutam asta, cred că acum vreo 5 sau 6 ani la o emisiune, că este un lanț al slăbiciunilor. Nu poți face asta dacă nu ai vizitatori. Paradoxal, nici vizitatorii nu-i poți primi dacă ești cu gunoiul sub preș și nu e totul absolut perfect, milimetric, aranjat. Și trebuie ruptă cumva această înlănțuire, această verigă. Ei, noi suntem acum pe punctul de a rupe asta. Muzeul de la Curtișoara, în momentul de față, este pe punctul de a deveni sau de a ajunge acolo unde i-ar fi locul de când a fost construit și conceput ca unul dintre primele 10 muzee din țară. Îl apreciază foarte mult străinii, poate mai mult decât noi. Sperăm ca infrastructura să permită să fie mult mai bine vizitabil prin crearea șoselei de centură. E foarte posibil să fie mult mai frecventat. L-am avut acolo ca oaspete pe ambasadorul Poloniei, excelența sa, domnul Marek Cigheau. Și care a fost impresia? Sigur, a fost încântat. A fost încântat. Au fost și americanii acolo, și americanii, cei care au venit și au cântat și ne-am filmat spectacolul. Și vor mai fi, din câte vor știu. Vor veni și indienii? Da, sigur. Pe care iar îi filmăm și vii arătăm de spectator și îi ducem și pe ei la Curtișoara? Da. Garantat. Deci, în momentul de față, când indienii, avem, americani, indo-americani, da. Când avem o delegație sau avem ceva mai important de expus sau de spus, venim ca argument cu Muzeul Curtișoara. Este un lucru care mă bucură, pentru că acolo este o investiție sentimentală, o investiție sufletească. Și este atât de frumos și toți artiștii care vin la filmările pe care noi le organizăm în colaborare cu muzeul, filmările de muzică populară, vin și din țară foarte mulți și toți pleacă înnebuniți de Muzeul Curtișoara. Și toți se duc și duc vestea și încep să vină de prin toată țara. Vrem și noi să filmăm la Curtișoara. Sigur, uite, e un parteneriat fabulos. Acum vreau să vă spun că inclusiv acolo unde muzeul de la Curtișoara ajunge pe fragmente sau pe bucățele, pe părticele, cum a ajuns acum ceva timp printr-o expoziție la Baia Mare de zilele Maramureșului, da? O expoziție de stâlpi. Stâlpul, element primordial al construcției vernaculare, și unde am mers împreună cu maestru Ion Crețean și am primit o ofertă bună, o expoziție frumoasă, plăcută, grozavă, o avem aici, dar de ce nu e la Berlin? Asta a fost oferta. Sperăm ca în anii următori să ieșim mai mult în afară. Iar muzeul de la Curtișoara să devină și prin practică mai cunoscut. Acele proiecte educative sunt mai apropiate copiilor. De asta și venim foarte mult în întâmpinarea lor, inclusiv expoziția de bază a muzeului este concepută de așa manieră încât se adresează mai mult publicului tânăr. Acele proiecte educative despre care am mai vorbit noi și pe despre, care le-am mai și făcut, care le-am mai exemplu, făcut joi, noi. Joi Mărelele, dinainte, da, de Paști, da, nu? Da, am făcut la Curtișoara cu un... Filmul se află și acum pe internet, sigur, îl pot vedea oamenii. Ulcele. Mărele culcele, chiar așa, da, i-am zis. Așa. Acele proiecte educative au un impact mult mai mare, s-a constatat că au un impact mult mai mare, tocmai prin acel experiment de care vorbesc, această notă de a experimenta, decât orice altă expoziție. Pentru că, în plus față de lumea computerului care este distant, rece, te oprește undeva la ecran și îți oferă o imagine și atât, acolo ai posibilitatea de a încerca ceva nou. Și asta este singurul plus în
știu, în competiția asta, crezi, competiția acerbă, competiția cu computerul și informația, informația de aiurea de pe oriunde, și pe care o poți accesa la orice oră, oricând, în orice moment, drept pentru care ți este greu să te deplasezi undeva ca să primești un lucru la care te aștepți sau nu te aștepți. De aceea muzeele sunt în general într-un impas destul de serios, da, ca și cărțile. Facem sunt o paralelă între Albinușa noastră și muzee. Sunt într-un impas destul de serios legat de această concurență a lumii mediatice și a lumii și a informației, și a informației pe internet. Dar dacă te uiți la calculator, n-o să auzi cucu așa cum auzi, sigur, la Muzeul Curtișoara. Deci se aude cucu primăvara, prima dată, eu în fiecare an acolo l-aud. Așa este. Cucu, mai vezi câte o veveriță umblând, și veveriță și câte iepuraș. Nu mai spun cât de frumoase sunt casele alea, cât de frumoasă e natura, e tot înconjurat de natură, e atâta frumusețe și atâta liniște și relaxare, efectiv. Lăsând deci, toți cei care vin acolo că cu noi pleacă, zic, domne, n-am văzut așa ceva, nu-ți mai spun că noi când mergem acolo ne luăm și mâncare tradițională, adică o slană, o ceapă, o brânză de-aia de la stână și întotdeauna invitații noștri zic, vai de cap, ce bine m-am simțit cu voi și la voi. La noi, la voi, de fapt. Sigur, sigur că da. Lăsând, adică reînviem satul pe bune. Sigur. Lăsând deoparte asta, informația pe care o primești acolo, dar și prin carte, este mult mai veridică, mai serioasă, mai echilibrată, mai bună decât informația pe care o primești de pe internet. Și nu dată, odată și informațiile, dată de specialist, nu odată informațiile preluate de pe internet s-a dovedit a fi de proastă, s-au dovedit a fi de proastă calitate. Da, pentru că toată lumea citește, toată lumea scrie. Important e când iei o informație de unde o iei. Dacă o iei de la o sursă autorizată, atunci poți crede, nu poți fi sigur, dar poți crede că e foarte aproape de adevăr. Da, întocmai. Da, pentru că mai există și informații care le depreciază chiar sursele autorizate cu anumite interese, dar garantat în cazul Muzeului Curtișoara și a Muzeului Județean Gorj în general, nu există niciun interes să se deprecieze istoria, să se schimbe istoria. Nu există interese politice acolo, nu există decât trecutul la el acasă. Am fost la casa Tudor Vladimirescu, unde ziceam că o să la Vladimir, da, mergem la Vladimir, am filmat acolo, am vizitat pe Tudor, nu era acasă, am zis că dă și el o cafea. Dar chiar vorbeam atunci de tine și de Muzeul Județean, pentru că, cu domnul primar, pentru că ne planificasem de mult să ajungem și iar un loc extraordinar. Casa, acolo ne planificasem noi, poate că reușim, poate că reușim în această vară să avem un început de stupina muzeului acolo. Unde e să, un loc extraordinar. Unde să, da, știu, deci, știu, este și o bază meliferă foarte bună. Era plin de salcâmi de alu acolo. Nu numai de salcâmi, nu numai de salcâmi am știu zona. Drept pentru care eu mi-aș dori foarte mult un început de stupina muzeului, unde să avem un soi de practică, un soi de permanent proiect educațional cu elevi din localitate sau din alte localități. Mai ales că Tudor Vladimirescu este un alt iubitor al albinei. Ei, Tudor Vladimirescu a fost bătav de plai la Cloșan. Cloșanu este recunoscut sau era recunoscut pentru calitatea mierii, pentru numărul familiilor de albine, al stupilor, și la vremea respectivă, ținând de mehedinți, mehedințul a căpătat ca stema albina. Este recunoscut de asemenea pentru lăzile de zestre foarte, foarte frumos crestate. De aceea spunem că lucrurile astea cumva trebuie ancorate sau găsit o soluție pentru a ne agăța de orice mijloc, orice mijloc pe care îl mai avem la îndemână, în așa fel încât să ne evocăm cu mândrie trecutul. Da, ne întreabă cineva într-un mesaj dacă există informații scrise despre felul în care se făcea stupăritul în trecut. Da.
da, există. Cred că este o sursă în almanacul stuparului, dacă nu mă înșel eu, ediția 1983, primitiv, rudimentar. O să revedeți aici și câteva tipuri de coșnițe, coșuri împletite. Pe care le-am văzut și la muzeu. Pe care le-ați văzut și la muzeu. Da. Erau lipite cu un lut amestecat cu balegă pentru a nu crăpa și a menține microclimatul familiei de albine. Nu erau rame pentru stupi sistematici. Fagurii se rupeau. În general, de multe ori, din păcate, coloniile de albine se distrugeau. Dar frecvența, natalitatea, să zicem, demografia albinelor, da? Așa, era atât de mare și de fluentă încât pierderea coloniilor nu era așa o problemă de urmărit, o problemă atât de importantă. Nu erau cunoscute niște boli precum loca americană sau precum atacul parazitului varoa, păduchele albinelor, care se dezvoltă la noi după anii 60, târziu încoace. Sunt o succesiune de tratamente împotriva acestor dăunători. Complexul combinatul apicol, complexul apicol București a fost una dintre cele mai performante instituții din lume, nu din țară. Am avut președinția Apimondi asigurată prin prezența domnului Veceslav Harnaș timp de aproape două decenii, dacă nu mă înșel. Deci stupăritul la noi are rădăcini foarte vechi. Să știți că inclusiv, dacă nu mă înșel eu, Moldova, Vasluiu mai are ca stemă albina parțial. Mai sunt o mulțime de localități care apar cu rezonanță cu denumire apicole, Prisaca sau diferite. Dar satul tău cum se cheamă? De te chem tu albinel? nu este de la sat, este de la... Dar de unde e numele? Prenumele. Prenumele. Se pare că bunicul îl întâlnise cândva la un congres sau la o întâlnire pe teme apicole pe Veceslav Harnaș, care avea un fiu pe nume Albinel. Și de acolo, probabil, da, această înlănțuire. Iată. Și mai avem un mesaj. Cum era pe vremuri centrifuga? Nu exista centrifuga pe vremuri? Centrifuga, nu aveau centrifugă prin stoarcere. Deci adică aveau, luai, da, aveau fagurii pur și simplu prin stoarcere. Cu mâna. Prin stoarcere mai exista conexă ca meserie pe lângă albinărit, boștinăritul. Erau boștinarii care umblau prin sate și strângeau acea boștină. Ce era adică? Boștina? Erau resturile care rămâneau de la prelucrarea cerii. Adică topeau fagurii cu totul, strecurau prin ceva, printr-o sită, prin ceva. Și ceea ce făceau ceara-ceara, iar ce rămânea, ce era mai rău, era boștina. Ei bine, boștinarii ăștia colectau această boștină prin retopirea și retescuirea, represarea ei, da? O reușeau să obțină importante cantități de ceară. În vremea făceau... lui Brâncoveanu, probabil că n-aveau instrumentele necesare. Da, da, da. În vremea lui Brâncoveanu sunt menționate... Există nume boștină și boștinarul. Da, da, sigur. Inclusiv în patronimic au dat. În vremea lui Brâncoveanu există mențiuni din partea autorului, secretarului italian Anton Maria del Chiaro, despre exportul de cantități de ceară către Veneția. Era vorba de o ceară pe care o foloseau pentru călăfătuirea navelor. Așa. Adică ce înseamnă călăfătuirea navelor? Împipau partea de jos a navelor care să nu intre apă. Cu ceară? Da, cu ceară. De acolo și numele denumirii calafat, sigur. Da. Da, de exemplu. Emisiunea noastră s-a terminat. Mulțumim mult pentru prezență, pentru interesantele lucruri pe care le-am aflat cu această ocazie. Chiar și eu, dragi spectatori, și să nu credeți cumva că am venit nepregătită la emisiune, dar v-am lăsat și pe dumneavoastră să punem împreună aceste întrebări, să simțiți că pun întrebările în numele dumneavoastră. Mulțumesc mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc, îți mulțumesc și mulțumesc telespectatorilor noștri.
Dragi telespectatori, încă o dată, Albinușa, revista Micului Stupar, a fost lansată din nou după ce a fost lansată oficial la Muzeul Tudor Arghezii. Alături de mine a fost în emisiune Albinel Firescu, șeful secției de etnografie și de artă a Muzeului Județean Gorj. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!